Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități. Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Ioana Brușten, iar invitata ediției de astăzi este directorul medical al Spitalului Militar din București, doamna colonel dr. Mariana Jinga. Bună seara, mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamna dr. Jinga este șeful Clinicii de Medicină Internă și Gastroenterologie de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, pentru că aceasta este titulatura completă, și este medic primar gastroenterolog. Vreau să vă întreb, pentru început, ce calități trebuie unei femei ca să ajungă colonel și director medical al unui spital militar? Știți, din afară sunt convinsă că lumea s-ar gândi că trebuie să fiți foarte dură, foarte severă, pedantă, tipicară, este sau nu este? Cred că trebuie foarte multă perseverență, foarte multă răbdare, foarte multă putere de muncă, pentru că altfel nu reușești să le faci pe toate și ce e mai important este că trebuie să le faci bine, pentru că de tine depind atât pacienții, dar și activitatea colegilor tăi. Având în vedere că sunt director medical, nu am numai responsabilitatea propriilor mei pacienți sau a clinicii în care lucrez, trebuie să sprijinim cât se poate de mult activitatea colegilor din spital, ca fiecare la locul lui de muncă să desfășoare un act medical cât mai performant pentru binele pacientului. Doamna doctor, cum reușiți să vă împărțiți ziua între obligațiile de director medical al spitalului și cele de medic pe care pacienții le așteaptă în fața cabinetului? Nu este ușor pentru că trebuie să le faci pe amândouă bine. Mă străduiesc, nu știu care este rezultatul. Pacienții mei trebuie să aibă mai multă răbdare și cei care au rămas în continuare la mine au dovedit, săraci, multă răbdare, că eu ajung pe secție după prânz. Întâi mă duc la endoscopie, că mă gândesc că acolo sunt pacienții nemâncați și e și problemă de personal, că nu avem atât de multe asistente să punem multe ture, nici poate, nici nu s-ar justifica. Și atunci, după ce termin problemele administrative de la comandament, de director medical, atunci merg la endoscopie și îmi fac endoscopiile și în momentul în care le termin, merg pe secție și fac vizita. Bineînțeles că oricând apare o urgență, stai spital de urgență și oricând programul se poate modifica în caz de forță majoră. Deci niciodată n-am lăsat o urgență fără să o rezolv, că avem probleme administrative. Urgențele au prioritate și ziua și noaptea și sâmbătă și duminica și ne sfătuim. Dar în general ăsta e programul. Dimineața la comandament, după prânz spre sfârșitul programului la endoscopie și apoi pe secție. Nu v-ați gândit niciodată că ați fi putut alege o viață mai comodă dacă nu vă făceați medic? Timpul este tardiv, chiar nu m-am gândit. Dacă ar fi fost o altă viață mai comodă, pentru că eu, sinceră să fiu, printre toți prietenii mei care au altă meserie, nu mi se pare ca o viață mai comodă. Eu cred că viața poate să fie mult mai comodă și ca medic, adică am colegi, poate nu neapărat din spital, din altă parte, care își termină programul la ora 1 și până la ora 1 nu au o viață prea stresantă. Eu cred că nu neapărat meseria te face să fii mai ocupat și să ai viața mai complicată. Ce felul că, în care privești meseria. Felul în care încerci să-ți abordezi meseria și poate să mai faci ceva pe lângă, pentru că noi avem și activitate didactică, avem și studenți, avem și rezidenți, în afară de pacienți trebuie să le explicăm și rezidenților care după ce își termină pregătirea la noi trebuie să știe să facă singuri endoscopii superioare, colonoscopii, polipectomii, trebuie să îngrijească pacienții, trebuie să se descurce la locurile lor de muncă și nu au o misiune ușoară, adică ei practic în momentul în care termină cei 4 ani de pregătire la noi și dau examenul de specialitate, primesc în grija lor pacienți pe care trebuie să-i ducă la bun sfârșit cu toată responsabilitatea. Și avem și studenți din anul 4 de la medicină generală, cărora le predăm modulul de gastroenterologie și sunt și mai micuți și le trebuie și mai mult timp și mai multă răbdare. Dar timp peste tot. Singura n-aș putea să fac toate astea. Am noroc de o echipă tânără și performantă, care zic eu că se descurcă bine.
bine. Ați avut un model care v-a determinat să alegeți medicina militară? Sincer să fiu, atunci când am ales medicina militară, am avut 3 colege cu un an mai mare de la același liceu din Pitești care s-au înscris la medicină militară. Și așa mi-a venit ideea să încerc și eu la medicină militară. Nu întâlnisem până atunci nicio femeie, nici medic militar și nici ofițer. Tocmai că este mai puțin obișnuit, da, să intrați așa într-o lume a bărbaților, că așa se spune despre militarie. Așa se spune militarie. Că este o lume a bărbaților, dar la noi aici în spital sunt foarte multe femei, așa că demolăm acest mit. Da. Noi am fost a treia promoție de fete care au absolvit facultatea de medicină militară, deci nici nu prea aveam cum să cunosc femei medic militar înainte, pentru că practic nu absolvise nimeni facultatea atunci când m-am înscris eu. Primele studente la medicină militară, prima promoție era atunci în anul 3, când am intrat eu în anul 1. Și dacă tot v-ați hotărât să faceți medicina militară, am înțeles că ați făcut-o cu brio și ați fost și șefă de promoție. Da, am intrat prima la concursul de admitere în 1982 la Facultatea de Medicină Militară și am absolvit în 1988 șefă de promoție. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități. Există motive specifice care ne fac să ne îmbolnăvim, să ajungem să avem afecțiuni de pancreas, facem ceva greșit, e vorba de alimentație, e vorba de alți factori de mediu? Se pare că frecvența este mai mare la pacienții fumători, la pacienții care au rude cu cancer de pancreas în familie, la cei care au pancreatită ereditară. S-a constatat că dacă la acești pacienți am reușit să-i urmărim îndeaproape, poate chiar să le facem un screening, am putea să depistăm cancerul de pancreas mai precoce. Din păcate, dacă în alte patologii, la cancerul colorectal, la cancerul hepatic, sunt stabilite clar de către asociațiile internaționale de la ce vârstă să se înceapă screeningul, la ce interval să se facă screeningul și anume ce investigație să se facă, pentru că într-un screening trebuie să nu prezinte un risc pentru pacient, trebuie să fie depistarea foarte bună, să se facă într-un stadiu precoce, încât pacientul să beneficieze de metoda de screening. Aici, în cancerul de pancreas, nu sunt foarte bine stabilite. Însă este bine dacă, de exemplu, știi că ai rude de grad 1 în familie care au avut cancer de pancreas, să începi să faci screeningul măcar de la vârsta, dacă nu cu 10 ani mai devreme, de la vârsta la care s-a diagnosticat cancerul de pancreas la cel mai tânăr dintre membrii de familie care au fost bolnavi. Acum părerile sunt împărțite, unii recomandă tomografie computerizată, alții spun că tomografia computerizată este de fapt, și asta e realitatea, mult mai puțin sensibilă decât ecoendoscopia și atunci dacă ai suspiciuni și tomografia este negativă, este bine să faci ecoendoscopie pentru că este singura care poate să pună în evidență tumorile mici și care ar putea să fie rezecabile, deci ar reprezenta un beneficiu real pentru pacient. Pentru că la un cancer ăsta este scopul să pui diagnosticul cât mai precoce, astfel încât să-i oferi pacientului o posibilitate de tratament curativ. Iar în cancerul de pancreas, din păcate, singura metodă curativă este rezecția și s-a constatat că la pacienții care se prezintă cu cancer de pancreas, numai 15-20% dintre ei sunt candidați pentru pancreatectomie, pentru că restul sunt în stadii avansate și sunt inoperabili. Restul metodelor fiind paliative, iar din cei operabili și la aceștia supraviețuirea la 2 ani este destul de mică. Sunt studii care spun că numai 25-30% dintre cei operați, deci care în momentul respectiv au părut operabili și tratamentul apărea să fie curativ, numai 25-30% dintre ei supraviețuiesc la 2 ani dacă au toți ganglionii negativi și doar 10% dacă au vreun ganglion pozitiv la examenul histopatologic făcut pe piesa de rezecție. O boală care nu iartă. Tocmai deci, de aceea după... e bine de verificat, așa cum spuneați dumneavoastră, în cazul în care există suspiciuni, cu ecoendoscopia, aceasta care spune exact care este situația.
ecoendoscopia este foarte sensibilă pentru, cred că e cea mai sensibilă metodă pentru cancerul de pancreas. Ea se mai poate completa cu rezonanța magnetică, care și ea trebuie să fie de foarte bună calitate, aparat cu rezoluție bună. Și ce poate să facă ecoendoscopia în plus față de celelalte metode imagistice, tomografie computerizată, rezonanță magnetică nucleară, este că dacă găsești o formațiune tumorală prin ecoendoscopie, poți să faci și o puncție fină aspirativă sau chiar o biopsie ghidată ecoendoscopic, prin care să obții un fragment de țesut pe care să-l trimiți la anatomie patologică și să faci din el diferite teste, să obții examenul histopatologic prin care poți să vezi sigur dacă pacientul are sau nu are o tumoră malignă, pentru că nu întotdeauna ceea ce vezi imagistic este un cancer. Ai nevoie de un examen histopatologic. Poți să faci și imunohistochimie din fragmentele de țesut obținute, astfel încât să orientezi pacientul cât mai bine și, dacă este vorba de o tumoră malignă, medicul oncolog să poată să-i ofere pacientului tratamentul cel mai eficient. Pe lângă asta, ecoendoscopia s-a dezvoltat foarte mult și dacă și ecografia transabdominală s-a perfecționat, atunci și ecoendoscopia și transducturii au devenit mai evoluați, putem spune, și anume putem să facem și sonoelastografie în timp real ca să evaluăm elasticitatea țesuturilor, deoarece se consideră că tumorile maligne sunt mai dure. Se poate face și administrarea de substanță de contrast, ecoendoscopia cu administrarea de substanță de contrast, putând crește foarte mult sensibilitatea diagnosticului în diferențierea între o tumoră malignă și o tumoră benignă. Sunt studii care spun că se poate ajunge până la 91% de la 73%. Ecoendoscopia, care de fapt, pentru cei care nu știu și probabil că multă lume n-a auzit de ea pentru că se folosește din păcate doar în puține centre din țară, în centre universitare sau acolo unde s-au făcut investiții pentru cercetare, aparatele fiind scumpe, ecoendoscopia reprezintă de fapt o combinație între endoscopie și ecografie. Este vorba de un transductor ecografic miniaturizat care este încorporat în capătul distal al unui endoscop și atunci sonda respectivă se numește ecoendoscop și este legată și la un endoscop, ceea ce te asigură să faci investigația la vedere, să știi tot timpul unde te afli, ești în duoden, ești în stomac, ești în esofag, ca să știi de unde preiei imaginile. Și transductorul ecografic vede prin peretele tubului digestiv organele de vecinătate, și anume pancreasul și celelalte organe care sunt în preajma tubului digestiv, cu o rezoluție mult mai bună decât se vede cu ajutorul transductorului din ecografia clasică transabdominală. Rezoluția fiind mult mai bună, atunci se detectează mult mai bine leziunile foarte mici. Și prin dezvoltarea ecoendoscopiei liniare, după cum am spus, Peter Willman a făcut prima puncție ghidată ecoendoscopic, cel care a fost și la noi în 2012 și a făcut demonstrații în direct. Prin această posibilitate s-a dezvoltat ecoendoscopie intervențională, nu numai cea diagnostică, și în afară de faptul că putem să obținem fragmentele histologice, fragmentele de țesut pe care să le trimitem la examen histopatologic, la imunohistochimie, putem să injectăm diferite substanțe, să facem alcoolizări, să drenăm chiste. Deci să pot rezolva probleme în același timp. Se diagnostichează și se rezolvă. Și prin apariția miniprobelor de ecoendoscopie, în timpul unor investigații standard, clasice de endoscopie sau de colonoscopie, acolo unde este disponibil acest dispozitiv, găsești o leziune și pe loc, în aceeași intervenție, fără altă anestezie, poți să introduci sonda de ecoendoscopie și să stadializezi o tumoră mai mică sau să vezi dacă leziunea extramucozală care la endoscopie apare ca o protruzie, ca o supradenivelare, ca o tumoră mică, să-ți dai seama dacă sugerează un lipom sau altfel de tumoră și să știi dacă urmărești pacientul sau îl îndrumi la chirurgie. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
spuneam puțin mai devreme că specialitatea dumneavoastră este gastroenterologia și vreau să întreb, numărul pacienților care suferă de astfel de boli este în creștere? Sunt mai mulți acum sau pur și simplu nu s-a vorbit despre asta atât de mult înainte? S-a constatat că numărul pacienților diagnosticați cu afecțiuni pancreatice și mai ales cu cancer de pancreas este din ce în ce mai mare. Sunt și statistici la nivel mondial care spun chiar că în 2015 numărul pacienților diagnosticați va fi mai mare la nivelul Europei. Asta poate nu neapărat că ar crește numărul de pacienți cu cancer în realitate, ci și poate pentru faptul că metodele diagnostice sunt mai performante și poate și mai accesibile, pentru că metodele de diagnostic pe care le avem la dispoziție astăzi nu s-au schimbat foarte mult față de acum câțiva ani, numai că accesibilitatea a crescut. De exemplu, pentru cancerul de pancreas, centrele performante pentru diagnostic crescând, atunci și numărul pacienților care pot să beneficieze de serviciile lor este mai mare și atunci diagnosticul se poate pune mai precoce în stadii în care pacienții pot să fie și tratați. Spre deosebire de alte patologii, pancreasul a fost poate mai puțin studiat, a fost ca un fel de cenușăreasă al medicinii. Toată lumea se gândește să diagnosticheze cât mai aprofundat hepatitele virale, hepatitele în general, cirozele sunt puse la un fel de fel de programe care merg mai bine sau mai rău, sunt mai scumpe sau mai puțin scumpe pentru tratamentul hepatitelor, se fac programe sau încercăm să facem programe pentru screening al cancerului colorectal, dar pentru cancerul de pancreas se alocă mai puțin timp. De când eram studenți, mai puține ore erau dedicate studiului pancreasului și apoi ca și rezident și apoi ca medic specialist, mai puține aparate sunt performante pentru studiul patologiei pancreatice. Și în lume, întâi au apărut asociațiile de studiu, în general asociații de gastroenterologie, de endoscopie digestivă, apoi de hepatologie sunt asociații și europene și naționale și internaționale, numai pentru studiul ficatului. Pancreasul a început mai timid, întâi a apărut un club, iar noi în 2012, după modelul celor din Europa, la inițiativa domnului profesor Diculescu, ne-am adunat o mână de gastroenterologi și am înființat atunci Asociația Română pentru Patologia Pancreatică. Timid, am început să ținem un curs internațional de patologie pancreatică. Anul ăsta a fost la a doua ediție. El este însoțit de un workshop. Workshop-ul însă e mai vechi. Inițiativa lui în România prima dată a avut-o profesorul colonel dr. Bobulescu, acum în general în rezervă. Dânsul s-a pensionat din 2001. Deci în 1999, dânsul a ținut și a organizat la Spitalul Militar primul workshop de ecoendoscopie. Pancreasul este un organ destul de greu abordabil pentru metodele imagistice curente. Leziunile mici, care ar putea constitui un cancer incipient sau o tumoră benignă mică, sunt mai greu de pus în evidență la ecografia transabdominală sau la tomografia computerizată. Și în 1980, în 1982, când s-au făcut primele ecografii,